Când sunt mici, toate gimnastele vor să devină Nadia Comăneci. Am debutat pe plan internațional la mondialele din 85, de la Montreal, acolo unde Nadia obținuse cu 9 ani în urmă faimoasa notă de 10. Eram în formare, ce-mi puteam dori mai mult? Mai ales că am luat și medalia de argint alături de echipă. Cred că acesta este cel mai frumos sentiment în gimnastică. Faptul că faci parte dintr-un lot performant, că toate fetele trag pentru același obiectiv. Am încercat să le insuflu și sportivilor mei acest lucru. Și acum mă trec fiori când îmi aduc aminte cât de unite eram. Un nucleu senzațional. Indiferent de sala în care concuram, le auzeam pe fete. Bine, Cami! Ține, Cami! Haide, Cami! Iar emoțiile parcă dispăreau. Unitatea grupului este senzațională. Concuram cu mândrie pentru România. Îmi aduc aminte că la Seul ajunsese toată crema gimnasticii mondiale. Sovieticele, fetele din Germania Democrată, chinezoaicele, bulgăroaicele, chiar și concurentele din Statele Unite. Dar noi știam clar cine suntem și nu aveam teamă. Cea mai mare bucurie este să știi că poți da mai departe ceea ce ai învățat, experiența acumulată. Iar eu sunt fericită că Sabrina, fiica mea, îmi calcă pe urme. I-am spus că cel mai frumos lucru e să asculți cum îți cântă imnul.